Basme în limba română. Prințesa Minut. Undeva, într-un loc îndepărtat, unde fructele de pădure erau mai mari decât portocalele, trăia o prințesă minusculă pe nume Prințesa Minut. A fost numită așa pentru că mereu număra fiecare minut petrecut cu orice ocazie. Oh, adică asta... Oh, nu! Am petrecut încă 2 minute pe coafura mea azi. Este o pierdere totală de timp. Trebuie să fac ceva în legătură cu asta. Oh, wow! A trecut încă 1 minut! Prințesa Minut e atât de ciudată! Da! Nu că ar deveni vreodată conducătoarea judecând după dimensiunea ei! Prințesa Minut știa ce crede toată lumea despre ea, dar nu i-a păsat întotdeauna. Dar uneori se întrecea pe sine. Nu înțelegi, Tony. Ei au dreptate. Nu voi fi niciodată conducător. Adică, cu dimensiunea mea, ce voi conduce? Un tufiș? Nici măcar nu sunt la fel de înaltă ca o plantă matură. Hai să mergem, Tony. Hai să cumpărăm lucrurile care îmi plac. Mă vor înveseli. Dar avem doar 13 minute pentru a ajunge la magazin și să nu pierdem vremea. Peste cel mai bun prieten al ei, Tony, Prințesa Minut mergea la piață. Când a auzit o pisică mieunând zgomotos într-un colț. Oh, haide, Tony, trebuie să continuăm. Nu putem sta să verificăm cine este aceasta. Pierdem minute prețioase. Ei bine, acesta a fost un alt aspect al prințesei. Era o persoană bună și răbdătoare, dar își considera minutele ei mai prețioase decât oamenii. Luați câte doriți! Avem toate dulciurile din lume! Oh, vezi cât de confortabile sunt! Ai vrea să dormi toată noaptea! Covoarele noastre au țesături exotice și importate, sire! Atingeți și simțiți! Zboară aceste covoare! Numai dacă sunt provocat de o maimuță! Ce? De ce nu-mi înțelege nimeni simțul umorului? Bibelouri, bibelouri strălucitoare! De ce e atât de aglomerat azi? Mi-aș fi trimis consilierii dacă aș fi știut. Oh. Aha! Favoritul meu! Vai! Scuză-mă! Am doar 6 minute să-l cumpăr! Bună! Poți să-mi dai brățara aceea? Nu! Eu vreau asta! Vândut! Oh, acea brățară de greznă va arăta superb la soția mea! Nu! Sunt o prințesă! Ascultă-mă! Vândut! Nu! Stai puțin! Asta e prințesa noastră? În sfârșit, da! Aș vrea să-mi cumpăr niște brățări, te rog! Scuzați-mă înălțimea voastră, dar nu v-am văzut acolo și acum am rămas fără brățări și coliere pentru gleznă. Oh, e în regulă. Dăm niște cercei mici atunci. Îmi pare rău înălțimea voastră, dar și eu nu mai am cercei. Dacă aș fi știut că ești aici, aș fi păstrat câțiva pentru tine, dar... Nu te-am văzut și nu te-am auzit, așa că... Te-am auzit de prima oară! Nu trebuie să repeți! Știu că nu m-ai văzut și nu m-ai auzit pentru că sunt mică! Oh? Alteția voastră, nu asta am vrut să spun! Dar paguba a fost făcută! Nimeni nu știa ce s-a întâmplat, dar Prințesa Minut a rămas în camera ei zile întregi. În sfârșit, o față prietenoasă a venit să o vadă. Bună, dragă!
Ce? Cine ești? Oh, știi? Cea care vine atunci când lacrimile curg. Nu arăți ca un șervețel. Ce? Nu! Eu sunt zâna zâmbetelor. Sunt aici pentru a-ți oferi un zâmbet. Pleacă de aici. Dacă vrei să mă faci să zâmbesc, ar trebui să mă faci mai înaltă. M-am săturat să fiu invizibilă. Poți face asta? Ei bine, mărimea ta nu este motivul pentru care te simți invizibilă. Ce vrei să spui? Uneori a trăi exemplul este mai bine decât a-l explica. Ce zici de asta? Nu te pot face mai înaltă și mai mare? Dar îți pot oferi 3 cadouri care ți-ar putea fi de folos. Zâna zâmbetelor i-a dăruit prințese o nucă, o agrafă și o pasăre. Ce să fac cu ele? Acestea sunt cadouri magice! Le poți folosi pe fiecare odată, oricând și cu orice ai nevoie. Dar trebuie să ai puterea să nu le folosești în următoarele 48 de ore și abia atunci își vor face magia asupra ta și te vor face mai înaltă și mai mare! Wow! Tot ce trebuie să fac este să le țin 48 de ore? Oricum îmi place să număr minutele! Asta e super! Prințesa Minut a fost fericită ca o minge. Ea a ieșit din camera ei și a făcut o plecăciune în fața tuturor. Era fericită toată ziua. Dar mai târziu, un bărbat a venit în fugă la rege. Sire, barajul din vale este crăpat. Vine apa peste satul nostru. Dacă și barajul de siguranță se crapă, atunci cel puțin 30 de sate vor fi măturate. Ce? Regele, prințesa Minut și întreaga cavalerie au plecat imediat. Toți ajutau la evacuarea satului. Acum, toate lucrurile noastre s-au dus. Casa și amintirile noastre. Vom crea noi amintiri. Palatul te va ajuta cu tot. Ajutor! Prințesa Minut a auzit strigătul de ajutor al unei femei venind de departe. Și a luat calul și a plecat în acea direcție fără să se gândească prea mult. Nu, prințesă, nu ești în siguranță. Fiii mei, sunt duși de apă! Prințesa a intrat în panică și nu știa ce să facă. Acestea sunt cadouri magice. Le poți folosi pe fiecare odată, oricând și cu orice ai nevoie. Dar trebuie să ai puterea să nu le folosești în următoarele 48 de ore. Și abia atunci își vor face magia asupra ta și te vor face mai înaltă și mai mare. La ce bună înălțimea și dimensiunea dacă îi las pe acești copii să se nece? Prințesa a aruncat o jumătate de nucă în apă, sperând că magia funcționează. Și a funcționat! Nuca s-a transformat într-o barcă mare de lemn și a purtat pe băieți cu ea. Mama! Oh, prințesă! Ești cea mai grozavă dintre toți! Ai salvat viața fiilor mei! Înălțimea voastră! Ne-au luat apele sălbatice din susul văi. Apa nu se va opri. Barajul din vale se rupe și dacă nu putem opri pagubele, tot satul se va înneca. Prințesa Minut a sărit pe cal și a luat-o peste văi. Spre surprinderea ei, Tony, care mergea doar la trap, urca precum un armăsar musculos. Chiar aici, Tony? Uită-te la asta! Trebuie să reparăm acel baraj. Sunt singura de aici care are daruri magice.
Trebuie să încerc. Prințesa s-a folosit de cealaltă jumătate de nucă pentru a vâsli mai aproape de fisura din baraj. Nuca magică a mers direct la fisură, fără a se clătina cu apele. A ținut digul împreună cu capetele clemei și le-a adus împreună. Și s-a întâmplat magia. Barajul a fost reparat ca nou. Ei, Tony, ai văzut asta? Nu era nimeni în jur să vadă și să aplaude eforturile prințesei. Dar nu i-a păsat. Îi păsa doar de regatul ei. Prințesa s-a întors să vadă dacă tot ce au făcut a ajutat. Și cu siguranță a ajutat. Satele au fost salvate și apa s-a calmat. Ce s-a întâmplat? Nu îl găsesc pe Monty, cățelul meu! Dacă s-a înnecat! Ce? Nu! Pasăre, ești sus! Zboară acolo și adu cățelul înapoi! Du-te! Momentele au trecut și pasărea și-a făcut datoria. Monty! Yeah! Prințesă, mă înclin în fața ta și a generozității tale. Trăiască, prințesă! Trăiască, prințesă! Bună, prințeso! Ai cadourile magice pe care ți le-am dat? Oh, bună! Deci, a trebuit să le folosesc pe toate. Le-ai folosit pe toate? Cum te voi face acum mai înaltă și mai mare? Dar asta e treaba, dragă zână. Nu vreau să fiu mai înaltă și mai mare. Cineva m-a numit cea mai bună. Și sincer, dacă dimensiunea mea crește cu prețul oamenilor mei, chiar nu vreau să devin mai înaltă. Ai învățat adevăratul sens de a fi om, dragă? Nu a fost niciodată despre dimensiunea ta. A fost despre cum să-ți folosești inima bună. A spune, darurile mele au funcționat, de fapt. La revedere, prințesă! Ha? Prințesa Minut nu a mai văzut-o niciodată pe zână, dar a înțeles ce a vrut să spună. Prințesa era acum văzută, auzită și admirată peste tot. Ea nu era cunoscută drept cea care numără minutele. Era cunoscută drept cea care apreciază viețile. Deci, dragilor, care e scuza voastră pentru a nu vă simți recunoscători azi?